Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii din această seară, Dilemele Zilei. Avem doi invitați în studioul de emisie Tele3, să facem și prezentările. Domnul Pantelimon Manta, bună seara, bine ați venit. Să rămână, bine v-am pregăsit. Domnul Aurel Slapciu, bună seara și dumneavoastră, bine ați venit. Salut, le mulțumesc de invitație. Avem foarte multe subiecte de discutat în această seară. Principalul, domnule Manta, ceea ce s-a întâmplat astăzi în județul Gorj, vizita a doi oameni importanți la nivel național, Victor Ponta, Liviu Dragnea. Cum o vedeți dumneavoastră și declarațiile celor doi, dacă le-ați urmărit așa în presă cât de cât? Sigur, Victor Ponta nu trebuie să uite că practic cariera politică, ca să nu zic întreaga carieră politică a lui, este legată de județul Gorj. Păi dacă am uitat, acum nu vă supărați, dar a uitat rău de tot. Își mai aduce aminte. Din când în când, așa, o dată pe an, sau când măcar la momentele festive. Acum, sigur că poate n-a ajutat cât ar fi trebuit, dar câteva lucruri a făcut pentru județ, fiindcă îi stă în putere și pentru noi să zic că este un lucru bun. E adevărat că prin prisma asta câștigă în mod nemeritat PSD-ul aici de ani buni, dar asta e altă problemă. Oricum, prezența lui aici alături de Liviu Dragnea dă un semnal al susținerii. El a manifestat în acest sens o opțiune chiar publică vis-a-vis de susținerea lui Dragnea. Nici nu are altă soluție, pentru că are și el contestatarii lui în partid. Pe de altă parte, și el își dă seama că dacă ipotetic l-ar încolți și Liviu Dragnea... Dar susține pe Liviu Dragnea, care are și el o grămadă de probleme. Acum să fim bun, are și el o grămadă de probleme, dar din punct de vedere politic, Dragnea domină partidul, așa cum o făcea și Ponta înaintea lui. De altfel, la liderii PSD e o mentalitate de asta, nu i-aș zice neapărat tipic comunistă, dar oricum ceva asemănător, în sensul că ăla din frunte taie și spânzură și rare ori găsește oameni care eventual să-l contrazică, cel puțin în problemele majore. Așa se întâmplă cam de sus până jos. E o disciplină, sigur, cu partea ei bună și cu partea ei rea. E... Repet, are și bune și rele prezența lui aici, dar până la urmă e un lucru bun faptul că din toate județele țării a ales Gorjul să deschidă anul universitar. Iată, a fost și la anul școlar, măcar în aceste momente, sigur, dublat și de câteva proiecte pe care le-a sprijinit aici, dau semnalul că măcar în parte, subliniez, încearcă să-și onoreze calitatea, hai să zicem, de gorjean adoptat. Domnule Slapciu, dumneavoastră cum vedeți vizita? Eu aș vrea să vă spun un lucru. Mi-aș fi dorit ca domnul Ponta și domnul Dragnea să fi făcut o vizită de lucru în județul Mehedinți, în Drobetatul Severin, sau chiar în județul Vâlcea, în cu Vâlcea, pentru că acolo sunt probleme foarte grave și noastră știți, oamenii au ieșit stradă. Chiar ieri am văzut în ședința de guvern că spunea domnul Ponta, dar vă spun ca să știe și telespectatorii, în momentul când intri într-o ședință de guvern și cerți miniștrii, înainte de a intra în ședință, până a intra în ședință, la ușă le spui, vedeți că o să mă cer și cu tine și cu tine, ca să vadă populația că totuși avem activitate coerentă în guvernul României. Iată că cei din Severin, și credeți-mă, știu foarte bine că de 3-4 zile am fost în Severin și n-am putut să trec cu mașina. Drum blocat, salarii nedate din luna mai. Oameni, femei plângând și faptul că le-am dat salariile sau le-au dat salariile, bine, tot din banii noștri sunt și acele salarii, îi ajută pe moment. Nu îi ajută ca să-și poată redeschide activitatea rano sau știu, pe termen mediu sau pe termen lung. Discutăm și de partea cealaltă. La Vâlcea știți foarte bine că a început să taie din combinat. Da. Deci pentru mine asta ar fi fost important și credeți-mă că aș fi apreciat asta, chiar dacă fac parte din Mișcarea Populară, pentru că este importantă și vizita în Gorj, pentru că în Gorj tot a venit domnul, a mai venit și domnul Dragnea, a venit și domnul Ponta, acum au venit așa și au și plecat. Să știți că
era foarte important și în județul nostru să fi venit undeva să fi tăiat o panglică, când se spune, noi am deschis o fabricuță și am mai creat încă 50-60 de locuri de muncă, pentru că, vă spun și fac o comparație, chiar astăzi am citit în presă, în Brașov, iată că lucrurile merg foarte bine, foarte repede, primăria își dă acordul repede și fac un puz foarte repede, un put foarte repede și dăm drumul la nu știu câte sute de locuri de muncă pentru fabrica de elicoptere. Deci într-o parte a țării se poate, acolo unde am băgat și am investit foarte mult, iar într-o parte a țării nu se poate. Și credeți-vă că de 25 de ani, cum spunea și domn profesor, nu prea ne-am ales cu nimic, ba mai mult am și desfințat ce am avut pe aici, pe bătătură, să vorbesc oltenește. Da, din păcate, așa este. Aveți dreptate. Victor Ponta le-a transmis totuși ceva curjenilor, românilor, le-a transmis pensionarilor la Târgu Jiu că nu pleacă până nu mărește pensiile și în 2016. Da, pe plan social, financiar și economic, să zic că a avut o guvernare acceptabilă, în sensul că cel puțin la nivel de bugetari a recuperat tăierile anterioare, sporurile care se luaseră au fost date înapoi și cu pensiile, dar aici există un dezechilibru mare pe care n-are niciun guvern, niciun lider politic. De 10 ani de zile s-a creat o discrepanță uriașă, nedreptăți imense pe care nu vrea să le îndrepte nimeni. Ca exemplu, un om dacă a lucrat în aceleași condiții, cu aceeași funcție, aceeași meserie, aceeași retribuție, să zicem, în anii anteriori, are pensie mult diferită față de altul care a lucrat în aceleași condiții, cu aceeași vechime, pentru că a ieșit într-un anumit moment sunt la pensie. Sunt diferențe foarte mari, într-adevăr, aveți dreptate. Lucrul ăsta este aberant. Sau un judecător are cât 10 profesori universitari sau cât 10 medici. Așa ceva este o nebunie. Cred că nici în Tanga Nica, nici în Noua Guinee nu se întâmplă așa ceva. În Europa civilizată e o imensitate, sigur. Eu respect corpul judecătorii și sunt de acord, chiar sunt de acord să primească salarii foarte, foarte mari, ca nu, să nu existe tentația. Dar la pensia care trebuie calculată în funcție de aceste salarii mari poate fi și ea la rândul ei mare, dar nu cu cât 10 salarii, repede, de profesor universitar, de medici sau de ingineri. Așa ceva este o nebunie și multe, foarte multe anomalii pe care, din păcate, nu le semnalează nimeni. Le votează parlamentarii. Chiar acum recent s-a votat. Da, creșterea. Da. Eu n-am votat, de exemplu, eu am fost în Parlament. Se poate verifica. N-am votat niciodată pensiile speciale ale parlamentarilor. În primul rând că nu le merită, în al doilea rând că nu sunt de acord cu pensiile speciale. Ce e aia special? Dom'le, ai salariu mare, ai pensie relativ mare. Ce e aia cu calculul pensiei în funcție de ultimul salariu brut? Despre ce vorbim? Dom'le, dacă stabilim un principiu al contributivității, ăsta este aplicabil la toată lumea. Și pe toată perioada. Logic, exact. Nu pe ultimele pe 6 luni. Exact, pe toată perioada și evident că de-a lungul timpului le indexez cu procentul de inflație. Iată, deci lucruri care sunt elementare, pentru că sunt nedreptăți uriașe, strigătoare la cer și pe care, din păcate, repet, nu le abordează nimeni. Tac, chitic și rezolvă punctual, a zice propagandistic și politic. Sigur, e bine că se măresc pensiile, mai ales cele mici, sincer. Drama este că dacă se măresc cu 5 sau 10%, ăla care are 150 de milioane câștigă 15 milioane. Ăla care are 5 milioane câștigă 50 de lei. Ceea ce iarăși, adică se adâncește decalajul ăsta. Eu aveam o soluție extrem de simplă, domnule, ca să nu se mai ajungă la Curtea Constituțională, că aici a zis, nu domnule, stai că puterea judecătorească e a patra putere și nu poate să dea legislativul să taie pensiile magistraților. Păi așa ceva este o idioție. Eu sunt de acord, repet încă o dată, salarii foarte mari. Nu mari, foarte mari.
Dar pensii speciale e o aberație. Dar eu aș face altceva simplu. Dați-vă, domnule, pensii speciale câte vreți și la Parlament și la... Și aș spune ce depășește 40 de milioane, 1000 de ore, mai mult decât suficient pentru un pensionar, 90% impozitare. Asta e politica, să zicem, a guvernului. Și o astfel de lege, sub nicio formă, n-ar mai putea fi declarată neconstituțională. Da, credeți că ar face probabil că nu se vrea. Ceva. Probabil că nu se vrea, pentru că și politicienii sunt tributari unei conjuncturi politice de moment, unor interese politice de moment și mai departe. Da, domnule Sarciu, dumneavoastră cum vedeți problema aceasta? La fel, nu ca domnul Manta. Sau... Da, aș mai completa puțin, pentru că vă spun și de ce, și-am mai repetat-o, n-am văzut niciun ministru, nici al agriculturii, nici al economiei să se bată cu, eu știu, cu palmele așa în piept, să spună, domne, vreau și eu pentru agricultori o pensie mai bună decât vreau și eu pentru... Vă spun și de ce nu vor face asta, pentru că ei săraci acolo unde sunt, au sapa în mână, că așa au rămas și vor rămâne în continuare, sunt cu animalele pe câmp, mai mult decât atât, în 2016 le mai pun și impozit pe animale și pe teren, și știți foarte bine prin codul fiscal, și... vor rămâne cu medicamente scumpe și foarte puține gratuit în comparație cu alte țări, că toți spunem că facem parte din Uniunea Europeană, dar ați văzut că cei din Uniunea Europeană, când au interes național, ca să vorbesc, și este un cuvânt destul de frumos, atunci știu să-și acopere spuza pe turta lor. Adică nu mai contează că e Uniunea Europeană. Numai noi, tot timpul, vin diverse persoane și ne spun nu putem face asta, nu putem face să coabităm între două sisteme energetice, știți foarte bine că s-a întâmplat acum câțiva ani de zile, pentru că nu ne dă voie Uniunea Europeană. Deci suntem păcăliți, suntem mințiți și vreau să vă spun că nici nu am cuvinte despre ce se întâmplă în Parlament, pe șustache, ca să spun așa, să mărești pensiile, pensii speciale. Pensii speciale le faci atunci dacă, cum spunea domn profesor, și dumneavoastră nu este de acord și eu, am aceeași părere ca și dumneavoastră, când, eu știu, nu știu, salvezi țara de la ceva, faci ceva pentru țara asta. Nu știu, aș fi dat o pensie specială ministrului de externe, pentru că a avut o contribuție foarte mare atunci când a câștigat insula Șerpilor, nu? Adică, nu știu, unul, renumerație, oriceva. Dar în momentul în care stai și dormi, pentru că vă spun, jumătate din ei nu știu ce înseamnă TVA. Vă dau cuvânt, nu știu ce înseamnă TVA. Cred că două treimi din ei nu au făcut o inițiativă legislativă, nici măcar nu știu. Ba mai mult, unii dintre ei o plătesc avocați, plătesc juriști ca să poată să apară pe unde apar pe acolo și spun anumite tâmpenii, că dacă te duci la tribuna și întrebi ce ai spus, încă o dată se repete, nu mai știe fără foaie în mână, știți? Deci lucrurile sunt destul de complicate și cred că oamenii au început să-și dea seama. Și un lucru, iară, care mie mi se pare ne la locul lui și trecem de la una la alta, am spus o lege electorală, din punctul meu de vedere, foarte prost făcută. De ce? De ce? Pentru că vă spun un lucru. În România de astăzi și de mâine, să zicem, și în România copilor noștri mai, când vor plăti săracii de ei, îi vor durea, li se vor rupe buzunarele, ca să spun așa, părerea mea că totul pleacă din alegerile locale. Pentru că atunci când un primar este ales pentru comunitatea pe care trebuie să o reprezinte, ar trebui să fie apolitic. Pentru că în momentul în care alegerile parlamentare vin după vreo 6 luni de la alegerile locale, automat se implică aproape toți primarii, unii poate se implică la modul cel mai corect, dar alții se implică doar pentru anumite avantaje care și la rândul lor au dreptate, pentru că din pix li se dau bani. Deci sunt câteva lucruri care, v-am spus, e o părere personală, care trebuie puse la punct. Dar nimeni nu va avea curajul și știți că dacă ai curajul să faci ceva vreo 10 ani, vei fi blamat, s-au tăiat salariile. Nimeni nu vrea să aibă salariul tăiat, mai ales că au oamenii foarte, foarte mulți bani de dat pe la bănci, au datorii. Dar gândiți-vă că aceste bănci au venit și ne-au păcălit. Au dat credite cu buletinul și nu vă spun că acum societățile care au capital privat, de exemplu, primim câte 5, 6, 7 telefoane pe zi, firme de recuperare, recuperatori se numesc, care vor să-și recupereze banii de la societății la care oamenii sunt angajați. Iată că politica a fost, din punctul meu de vedere, prost gestionată de foarte mulți ani. N-aș putea de câți ani să vă spun, pentru că în 20 de ani probabil s-au avut și lucruri mai bune, dar am spus-o, nu se face o comparație și ar trebui să o facem o comparație între mediul privat și
cei care lucrează în administrație. Pentru că și aș fi putut să vă demonstrez atunci când greșesc cei din administrație și n-am nimic, că sunt oameni competenți și foarte mulți oameni competenți, dar nu pot să spună un punct de vedere sau nu sunt lăsați să-și facă treaba, pentru că vin toți care au, ceilalți care au funcții, știți cum, date politic, da? Și fac un fel de tertipul, Curtea de Conturi a sesizat, au făcut rapoarte peste rapoarte deja, și nimeni și nu plătește nimic. Dar în mediul privat, pentru 3 bani nebătuți pe casă, ți-a dat 8.000 de lei amendă. Deci, acolo te taxează la urgență, iar în partea asta altă există o altă măsură. Ori legile, din punctul meu de vedere, alea care sunt bune se aplică prost și alea care nu sunt bune trebuiesc, din nou, reanalizate. Da, deci, asta e o problemă cu Curtea de Conturi. Vine, constată tot felul de probleme în primăria respectivă, în instituția respectivă și, din păcate, nu se întâmplă nimic. Vedem tot felul de rapoarte, ni se prezintă presei și doar atât. Să știți mai mult. Că lucrurile cât de cât au început și aici să se îndrepte, adică lucrurile nu mai stau cum stăteau cu 10-15 ani. A pățit cineva ceva după ce a venit Curtea de Conturi la o instituție? Sunt foarte mulți bani imputați. Eu vă spun că reprezint destul de multe primării și în general... Pentru sporuri sau pentru ce? Da. Ce s-a câștigat? Pentru sporuri, nu? Da. Și numai pentru sporul. Le-a importat Curtea de Conturi, nu pentru sporul. Pentru pomeni electorale, domnul profesor. Pomeni electorale și așa mai departe și, în general, instanțele sunt destul de zgârcite să le mai dea câștig de cauză împotriva rapoartelor Curții de Conturi. Deci se strânge șurubul peste tot, pentru că nici nu avem altă soluție de îndreptare a situației. Și eu nu cred că din interiorul sistemului, după părerea mea, sistemul politic și social și economic nu se îndreaptă prin el însăși sau odată cu trecerea timpului, cu maturizarea oamenilor. Dacă din exterior nu s-ar făcut presiuni, cum s-a făcut pe MCV cu presiunea asupra justiției și asupra celorlalte aspecte, și FMI-ul și Banca Mondială, dă-i cu pierde și așa mai departe, cu recuperări și așa mai departe, nu s-ar fi întâmplat mare lucru. Am mai spus-o, marele câștig al intrării în organismele europene integrate nu este atât, sau nu reprezintă atât de mult banii pe care îi primim. Contează și ăia, deși uneori nu știu să n-am câștigat prea mult, fiindcă suntem aproape cât am dat, cât am luat. Am depășit un pic, am luat mai mult. Dar vreau să spun, marele câștig este că ei ne învață să respectăm regula jocului, iar când o facem, trebuie să o respectăm. Deci se creează organismele care merg în forță pentru respectarea regulilor. Deci și din acest punct de vedere, lucrurile nu mai stau, repet, vă spun din proprie experiență, așa cum stăteau cu mulți ani în urmă. Sunteți de acord cu domnul Slapciu că primarii ar trebui să fie apolitici? Sunt primari care au trecut pe la 5 partide. Am mai discutat lucrurile astea. Și au trecut pe la 5 partide pentru binele oamenilor. Altfel nu câștigau banii, nu câștigau fonduri. Știm destul de bine care e situația. Astea sunt declarațiile primarilor, nu ale mele. Astea au fost explicațiile. Și eu mi-aș dori foarte mult să se întâmple așa ceva. Numai că sunt convins că nu se va întâmpla. Eu cred că aici ar trebui măcar în parte acționat. Primul pas ar trebui să îi oblige pe funcționarii publici să nu mai fie legați de partide. Ăsta ar fi primul pas și ăla ar fi acceptat și de lumea civilizată. Chestia cu primarii nu prea este agreată, da, să știi. Domn profesor, cine știe că acel funcționar public este apolitic? Nu, la funcționarii publici ar trebui să li se interzică. Îi vedem pe la ședințele de partid. Pentru că vede, exact. Serios, adică ne facem că ne mințim. Ne facem că ne mințim, de aia nici nu suntem un pic taxați la nivelul Uniunii Europene, pentru că noi am fost obișnuiți mereu să-i ducem cu preșul și ei știau ce se întâmplă aici. Adică de foarte multe ori spuneam ceva la ei și ziceam, lasă bă, zicem ca ei, dar facem ca noi. Lucrurile astea s-au mai strâns, s-au mai așezat, nu mai prea merge, pentru că ăștia știu uneori mai bine decât ne închipuim noi sau decât credem noi
știu ce se întâmplă aici și fac presiuni, sigur, în spiritul reglementărilor și a uzanțelor europene, nu băgăm pumnul în gură, dar oricum știu și ne impun practic să facem ceea ce trebuie. Am înțeles. Sunt voci care susțin că există discuții la Cotroceni pentru schimbarea primului ministru. Liviu Dragnea a negat azi într-o conferință de presă la Târgu Jiu informația aceasta. A fost întrebat în conferință, a spus că nu este niciun fel de discuție cu nimeni de la Cotroceni pentru schimbarea primului ministru. Să ne înțelegem. Aici se joacă politic. PSD-ul nu vrea să-l schimbe. Chiar, eu sunt convins că chiar dacă ipotetic Ponta și-ar da demisia și probabil că personal sau uman și politic, după părerea mea, ar avea de câștigat dacă și-ar da demisia Ponta. Da. În sensul că n-ar mai fi presiune, să zicem, pe actul de justiție și poate ar scăpa mai ieftin. Pe de altă parte, având în vedere că a avut o guvernare acceptabilă sub aspectul rezultatelor economico-financiare, mulți l-ar trata ca pe o victimă, dar PSD-ul nu poate agrea soluția asta. Eu vă spun că sunt presiuni politice din interiorul partidului ca el să nu plece și din punctul ăsta de vedere eu sunt convins că și Dragnea, care e un, nu e un Superman, nu este o, o eminență din punct de vedere al intelectului, dar este un foarte bun strateg, bun, așa. Exact, practician, un bun politruc. Ați văzut ce strategie a făcut în Telorman? No, e un bun politruc, domnule. El da. Știe bine să facă numărătoarea 1 și cu 1, scăderea mai puțin, și împărțirea. Așa, dar ei își dau seama că dacă pierd primul ministru, pierd guvernarea și se întâmpla lucrul ăsta cu un an înainte de alegeri, ar pune sub mare semn de întrebare. PSD-ul nu admite să piardă puterea înainte de alegeri niciodată. Da, da. Au în sânge lucrul ăsta. Nu, domnul Ponta ar putea fi schimbat, eu zic, și aș vrea să fiu foarte scurt în intervenție, da. Doar dacă domnul președinte Iohannis ar garanta că tot din cadrul PSD-ului ar veni cineva să guverneze, adică tot un prim-ministru ales din cadrul PSD-ului. Păi și aici sunt voci, domnul, mă scuzați, care spun da. Ceva de genul Cormina Costoiu, ar putea să vină Rovana Plumb? Vreți să vă spun un lucru, atât timp cât astăzi a venit cot la cot cu domnul Dragnea și eu știu ce vorbesc, categoric domnul Dragnea și cu domnul Ponta nu se au așa, din punct de vedere politic, cum spunea domn profesor, au așa un aliant între ei, există un aliant, dar din alt punct de vedere nu-i. Deci nu e. Și atunci, dacă astăzi au făcut pasul ăsta către Gorj, iată că și Gorjul face lucruri, adică și în Gorj se fac lucruri bune, pentru că dacă venea domnul Dragnea fără domnul Ponta, vă spun eu că lucrurile poate mai stăteau într-o mare suspiciune pe la București. Dar atât adică au venit împreună, eu cred că un semnal că domnul Ponta vine să-l susține pe domnul Dragnea la Gorj, deși semnalul s-a dat câteva zile în urmă. Și atunci lucrurile stau așa cum stau, cum au stat și până acum. Adică pe vom avea tot aceeași... Pe de altă parte, eu nici nu cred că nici președintele Iohannis, care este din alt aluat, poate un Băsescu accepta jocuri de-astea de culise, cu jocuri politice, de picioare. Domn profesor, politice. Domnul Slavciu, da? Iohannis e un tip de neamț. La momentul ăsta ne trebuie un Traian Băsescu. Nu ne mai trebuie. Ba, dar ne trebuie, domn profesor. Da. Pe de altă parte, vedeți, e greu ca el să accepte un astfel de compromis, că nici nu poate face ca Traian Băsescu să zică că da, bă, pun de la voi și după aia să nu mai pună, cum a făcut Băsescu, că își dă demisia în 5 minute și a mai dat-o, că nu i-a luat-o. Lăsați că așa toți politicienii au avut astfel de declarații, dacă îi luăm pe toți... El pare un tip mai așezat, mai de onorabil. Deocamdată așa pare, acum, sigur, fiecare cum îl... Deci nu credeți această variantă că ar putea fi numit un alt prim-ministru de la PSD? Personal, gen numele pe care le-am auzit, Mihnea Costoiu sau Rovana Plumb? Nu cred, decât un compromis major cu discuții politice foarte, foarte...
laborioase. Sigur, in extremis, PSD-ul ar putea accepta o astfel de variantă de compromis, dar alminteri nu. Este exclus ca ei din interior, să zicem, să iau astfel de inițiativă. Doar dacă există presiuni convergente și dinspre Cotroceni și dinspre aliați și dinspre Occidental, granițe și dinspre da, acolo există presiuni, știți, presiuni. Da. Mă rog, ne mai arată că cine poziție. O marțe neagră, o miercure sau o joie, ne-a mai arătat. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim dilemele zilei. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele ambietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Societatea Soimex din Bumbești-Jiu execută lucrări de confecții inox și fier forjat, prelucrări mecanice cu CNC, strunjire, frezare, debitare plasmă și oxigaz, îndoire tablă, debitare tablă ghilotină, roluire și amprentare profile, ștanțări, ambutisări, sablare, elemente și accesorii, balustrade și garduri din inox și fier forjat, vopsire în câmp electrostatic și sudură automată cu robot. Soimex, specialistul de care ai nevoie. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante,
case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa 7, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Știi în cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Emisiune Dilemele Zilei, vă amintesc, doamnelor și domnilor, invitații mei din această seară, domnul Pantelimon Manta, domnul Aurel Slapciu. Am discutat în prima parte a emisiunii despre vizita celor doi lideri importanți, Victor Ponta și Liviu Dragnea, astăzi la Târgu Jiu, dar și despre o parte din declarațiile făcute aici. Aș vrea să comentez cu dumneavoastră o declarație făcută de fostul șef al statului, Traian Băsescu. A declarat joi că PNL a demonstrat că nu poate lua guvernarea și că această coaliție de guvernare are majoritate solidă în Parlament. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Manta, prima dată? Sigur, aici criza politică n-a atins apogeul pe care l-a atins criza politică din 2012, când practic, guvernarea n-a fost urmarea unui eșecului în alegeri, ci schimbarea guvernării, ci, hai să zicem, o lovitură de palat. Deci o schimbare a majorității în Parlament. Criza politică n-a ajuns așa de departe. Gabriel Oprea, care este destul de labil așa, privește și în stânga și în dreapta să vadă ce se întâmplă. Cum știți, PNL-ul avea nevoie de voturile lui, dar nu numai. Voturile maghiarilor le-au obținut. Voturile UNPR-ului însă nu debarcau guvernul. Cred că de aia, din această cauză, nici Oprea nu schimbă macazul. Sigur, el declară public, știți, că stabilitate, interesul național, că e om de onoare, că a primit. No. Aici e vorba de strict de interesul politic și eu cred că el și-a dat seama că nu poate numai cu aportul lui propriu să debarce guvernul și atunci sigur că nu face pasul. Cu mare probabilitate, dacă nu se întâmplă ceva rapid în justiție și iarăși e puțin probabil să se întâmple, la Înalta Curte de Casație Justiție, un dosar penal nu are cum, trecând prin cele două faze de jurisdicție, este aproape imposibil ca procedură, ca practică procedurală să se finalizeze, hai să zicem, cu o ipotetică condamnare care ar putea duce de plano la eliminarea lui Victor Ponta. Și în acest context politic și juridic legat de soarta lui Ponta, probabilitatea de a schimba guvernarea e mică. Și atunci, sigur că Traian Băsescu, un tip destul de versat în politică, el a simțit că de aceea a și fost
de multe ori câștigător, a jucat bine momentele concrete, cruciale uneori ale vieții politice și acum a punctat realism. PNL-ul nu poate să realism vorbind, da? Nu poate în sensul ăsta aritmetic, al aritmeticii parlamentare, pentru că nu cred că și închipuie, de exemplu, Băsescu că se poate impune cu o a doua forță politică în locul eventual al PNL-ului la viitoarele alegeri. Așa ceva e utopie. Băsescu n-a fost niciodată un utopic, dar oricum nu cred că poate, nici în visele lui cele mai frumoase nu poate spera la o astfel de evoluție. Poate însă spera să fie de echilibru, adică să meargă cap la cap. Să încline balanța. Exact, PNL-ul și PSD-ul să meargă cap la cap, undeva în jur de 40% și să zicem el să fie cel care să balanceze într-o parte și cealaltă. Acest lucru se poate întâmpla dacă el nu va fi agățat din punct de vedere politic, realmente PMP-ul și Băsescu poate avea un cuvânt de spus, pentru că cu el acolo, repet, dacă nu va avea probleme din punct de vedere penal, PMP-ul poate câștiga undeva în jur de 10%, ceea ce i-ar asigura, așa cum spuneam, posibilitatea să încline într-o parte sau alta eșichierul politic și arcul guvernamental. Ce zice domnule Slaviu? Eu cred că strategia politică s-a făcut exact aproape în perioada 2012-2013, atunci când domnul Oprea a adunat, așa a cules, știți cum e, parlamentari din toate părțile, chiar și de la PNL, chiar și de la PSD, și a avut o strategie, a spus, domnule, sunt, ce spunea și domnul profesor, al treilea partid din Parlament, iată că are foarte mulți parlamentari, au plecat de la PPD de aproape 80%, da, s-au dus în UNPR, li s-a asigurat ceva acolo, că nu stă nimeni așa de dragul, de amorul artei, așa, pe la București, pe acolo, vă spun că n-are cum. Și a făcut o strategie foarte bună, probabil că a pus-o la punct cu domnul Ponta, că știți foarte bine, prin 2011 domnul Ponta a țipat din bănci cileșcole, așa că nu e de acord cu traseismul ăsta politic, nu e de acord ca să treacă de la un partid la altul, să se treacă așa ușor, și strategia asta a fost bine pusă la punct și iată că domnul Oprea a ajuns acum, precum UDMR-ul, în 25 de ani, să facă jocurile pe scena politică. Nu mai contează interesul național, contează și primează un interes politic, ca să nu spun altfel de interes. Am înțeles. Bun. O să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Vă așteptați ca moțiunea de cenzură să nu treacă, domnule Manta? Da, sincer, mă așteptam. Da? Nu sunt nici eu naiv în... Credeți că parlamentarii noștri sunt parlamentari finlandezi sau iezuiti? Da. De ce era categoric? Da. Nu, era clar că nu e și aritmetic. Și, repet, Gabriel Oprea, chiar dacă... I-a ieșit, domn profesor, ca să discutăm. Nu, da, chiar dacă forța nota, nu putea debarca. Pentru că el avea vreo 50 și lor ne trebuiau 70. Deci dacă el ar fi avut garanția că se adună și aia 15-20 care mai erau necesari, eu sunt convins că putea fi la rândul lui determinat să facă pasul. Dar așa, Oprea nu e omul care să-și vândă pielea așa de-a dai bojală. Adică trece în barca cealaltă și nu-i răstoarnă nici pe ăștia. Și atunci el ce face la viitoarele alegeri? Că oricum el trebuie să lipească de cineva. E greu de crezut că un EPR-ul va intra pe picioarele lui în Parlament. Chiar dacă s-a întărit, s-a umflat așa... Artificial. Artificial, absolut artificial. Prin jocurile de culise, asta merge la un moment dat, dar nu poți să te menții în viața politică dacă nu dai piept cu electoratul. Ori el nu poate da piept cu electoratul pentru că n-are structuri în teritoriu. Un EPR-ul n-are structuri în teritoriu și dacă n-ai primar, viceprimar și consilier, poate să-ți faci tu la București 50% din Parlament și eventual 30-40% din la nivelul structurilor guvernamentale. Și n-ai chiar dacă parlamentarii UNPR-ului, că am văzut că
țipă foarte tare pe la televiziunile centrale. Da, sunt vocali. Sunt vocali, sunt vocali. Păi din PPDD sunt cei mai vocali. Da. Și știți că chiar am văzut o doamnă seara asta de la PPDD care a fost pe la Loteria Română, pe la PPDD. Acum e un eperistă cu acte în regulă. Pe cuvântul meu, nu ai timp să scoți două vorbe de dumnea într-o emisiune. Și a spus că vrea să fie condusă de un general. Iată că și-a îndeplinit dorința, dar eu nu știu ce va spune în colegiu, pentru că, o să spun, am trecut de la PPDD, ne-am afiliat cu NPR-ul. Avem aceeași doctrină, mă rog, nu știu. Din punctul meu de vedere, cum spunea și dumneavoastră, e greu să-ți faci structură la nivel județean, dar la nivel național. Iată că mai sunt mai un an de zile, mai un an și ceva de zile. Așa că o să vedem ce se întâmplă pe scena politică. Până la locale mai sunt doar 8 luni. Până la parlamentare, că acolo se fac jocurile, știți, și se preia puterea. Începem cu localele, prima dată. Da, nebunia și cele mai interesante. Așa este. Îl avem la telefon pe domnul deputat Vasile Popeangă. Bună seara, sunteți în direct. Să română, mulțumesc pentru telefon și salut pe distinși și dumneavoastră invitați, pe care mă turisesc că i-am văzut până la ora 9 când a început o altă emisiune și îmi pare rău că am schimbat de pe postul Tele 3. Am înțeles. Domnul Pantelimon Manta, domnul Aurel Slapciu, prima întrebare... Da, îi salut cu respect, mai ales pe domnul Manta, care cred că a rămas de la deschiderea anului universitar la cămașe și cravată. O vizită importantă astăzi în județul nostru, municipiul Târgu Jiu. Corect. O vizită foarte importantă și cred că urmarea acestei vizite au avut de câștigat cei de la Universitatea sau Universitatea Constantin Brâncuș, pentru că premierul, am înțeles, că a făcut niște promisiuni, au avut de câștigat cei de la Organizația Județeană și în specie Organizația Județeană a PSD-ului, pentru că și-a completat structura de conducere și, nu în ultimul rând, au avut de câștigat și pensionarii, pentru că cei doi conducători și-au permis și au rezervat în program să se întâlnească cu pensionarii și sigur că bănesc cu această ocazie li s-a amintit ce creșteri de pensii vor avea în 2016. Da, exact. S-a făcut și această promisiune de către domnul Victor Ponta, nu plec până nu mărim pensiile și în 2016. Corect. Deci sunt lucruri de câștigat. Bănuiesc că în discuțiile individuale cu cei doi conducători, Florin Cârciumaru și Ion Călinoi, s-au mai făcut și alte promisiuni la nivelul județului. Cum vedeți discuțiile care au fost în ultima perioadă? Sunt voci care susțin schimbarea primului ministru. Că au fi fost discuții la Cotroceni pe tema aceasta. Stimată doamnă, mă rog, eu sunt acolo mai aproape, i-am văzut pe distinși și dumneavoastră invitații criticând foarte vehement așa Parlamentul. Accept criticile, sunt de acord cu multe puncte de vedere, dar aș vrea să le spun o chestiune și să o rețină de la mine după cei 6 ani de... După cei 6 ani de experiență parlamentară, că toate partidele și toate guvernele n-au lucrat decât în interes electoral. Așa vor lucra și de acum încolo, pentru că este greu să schimbi stilul de lucru și să-ți propui un program, să ai o viziune. Toate guvernele de până acum, inclusiv acesta, și mi-asum această răspundere, au lucrat ca pompierii. A apărut undeva ceva, s-au dus și au stins. În rest, niciun fel de viziune. În legătură cu scenariile care se aruncă pe piață, să știți că vin din surse care trebuie să lanseze aceste scenarii și să ocupe piața politică din România. Vedeți câte emisiuni sunt pe aceste teme, că vor fi mai ales la un post de televiziune, mă impresionează. Discuții, scenarii, întâlniri și așa mai departe. Nu. Piesa principală în tot acest joc se cheamă UNPR. Dacă UNPR-ul schimbă orientarea și schimbă structura coaliției de guvernare, se schimbă guvernul. Dacă nu, acest guvern, în frunte cu primul ministru, va rămâne până la alegerile parlamentare. Am înțeles.
Mulțumim mult pentru punctul dumneavoastră de vedere. Toate cele bune și le doresc în continuare celor doi invitați multă sănătate și împliniri pe linie politică. Mulțumim. Mulțumim mult. Domnul deputat Vasile Popean a fost în legătură directă în această seară la Dilemele Zilei. Protestul din capitală, cum îl vedeți? Vă așteptați la o prezență atât de mică? Inițial au fost anunțați 10.000 de oameni, după ce am văzut o felul de cifre pe televiziune. Fiecare televiziune 1.000, 2.000, 3.000. Cred că a fost o organizare cam în pripă. Au încercat să vină cu explicații, autobuze blocate. Da, da, nu, organizarea cam în pripă. În general, astfel de acțiuni de anvergură se fac cu mult timp înainte și mai bine organizat. N-au fost decât câteva județe, dacă o faci la București, pe plan național, atunci dai o cifră la fiecare județ și se respectă că pot fi mici abateri. Nu, a fost organizată în pripă și n-a avut efectul scontat, din păcate. Da, ceva nu a funcționat. Un eșec. Un eșec, punctul meu de vedere, un eșec, atât timp cât PNL, un partid atât de mare, cu atâția consilieri locali și județeni și primari și președinte de Consiliul Județean, să n-ajungi în București de cu 3, 4, 5, 6 mii de oameni, din punctul meu de vedere, este un eșec total. Noi, Partidul Mișcarea Populară, știți foarte bine, am fost 12, 13, 15 mii de oameni. Chiar mă gândeam că sunt 20 de mii de oameni. Nu, sincer, deci un eșec total, din punctul meu de vedere. Am înțeles. Haideți să discutăm puțin și despre județul Gorj. Sondajul domnului Danilie Morega, președintele Institutului public de investigații politice Gorj. Ați văzut, domnule Manta, care sunt principalele date. Dumneavoastră sunteți din zona Motru. Dorin Hanu conduce detașat în sondajul să fie sănătos, domnule Morega. Când am spus, când dai puterea și împarți banii așa cum împarți, că spărțiți prin Consiliul Local, îți prinzi și în buget și ai vreo 13 miliarde într-un an de zile într-un oraș așa de micuț pentru activități culturale, nu trebuie să vă așteptați la altceva. Eu încerc cu Partidul Mișcarea Populară și credeți-mă că ați văzut noastră și cred că domnul profesor știe foarte bine, facem o poziție corectă, adică cinstită, serioasă, dar nu este suficientă doar din partea unui partid. Mă aștept ca și PNL-ul să iasă din, nu știu, parcă sunt în hibernare, din amorțeală, să se apuce de treabă, pentru că așa văd eu, din punctul meu de vedere, asta este politica pe care trebuie să o facem. Pentru că atunci nu este opoziție în Motru, să știți că în 2000, din 2004 până în 2012 nici măcar nu se vedea un post de televiziune. Deci, rețineți, nu exista un post de televiziune să se vadă la Motru. Din 2012 am început să facem, nu presiuni, chiar deci și ziariștii. Deci pentru a se devină domnul primar sau cum? Nu, că nu, dumneavoastră are un avant, acolo a fost meritul dumnealui. Pentru că nimeni n-a avut curajul să spună ce se întâmplă în municipiul ăla până când am început să spunem noi anumite lucruri și anumite aspecte și iată că au început să apară în mass media, au început să apară în presă, de altfel, lucruri care eu le spuneam și acum 2-3 luni din urmă, spuneam că, și vă dau un exemplu, chiar ieri OAT a intrat în insolvență și cred, nu mă bucur, sincer, nu mă bucur, chiar dacă suntem adversari deci politici. Deci este oficială informația, da? Că este oficială, da, a intrat în insolvență. Iată că în prag de iarnă intră în insolvență și domnul profesor poate să ne explice mai bine, pentru că din insolvență, dacă nu ai resursele necesare, poți să intri în faliment. Și mai grav este că acum, în prag de iarnă, știți foarte bine că avem nevoie de păcuri, avem nevoie de anumite produse de care depindem și municipiul Motru depinde aceste produse și cred că va fi destul de greu, mai ales că instituțiile bancare nu te mai creditează în momentul în care ți s-a anunțat insolvența. Acum o să fie un administrator juridic, el va administra, da? O să se înscrie la masa credală. Pentru cei care, nu știu ce înseamnă masa credală, că sunt oameni care nu s-au lovit de lucruri de genul ăsta, vreau să spun că OATA și așa avea foarte multe procese în derulare, foarte multe procese în derulare, datoriile sunt foarte, foarte mari. Datoriile recuperate de la locuitori, nu? Sau? 175 de miliarde, haide să punem 200 să-l dăm cifra aia mincinoasă, dar vă spun că din 175 de miliarde, cam vreo 50 de miliarde sunt penalități. Să ne înțelegem. Penalități mai mult decât atât.
Ei aveau de recuperat CO de la UAT vreo 215 miliarde. Știu că erau bani la bugetul de stat, știu că o firmă din Italia a dat judecată pe nu știu câte miliarde și foarte multe datorii. Și dacă puteți să sunați pe domnul director Corcoață, poate să vă spună dumneavoastră sau să intervină, eu chiar mi-aș dori să intervină, dar am câteva întrebări la care n-am primit răspunsuri nici eu și nici locuitorii municipiului Motru. Cei care m-au curat să pun întrebări, să știți că și la Motru sunt foarte mulți oameni care nu vor să spună nimic pentru că le teamă. Nu știu de ce le teamă, dar le teamă. Din 2012 și până acum 136 de miliarde guvernul României a alocat pentru această uzină UATA. 136 de miliarde, da. Să reținem. Cărbunele nu s-au scumpit de câțiva ani de zile. Cărbunele a rămas același, ca și preț per tonă, da? Mai ales că am înțeles că s-a creat un grup care injectează în rețea, adică în 20 de megawați, adică mai vândem și curent. Nu știu cum s-a ajuns aici, dar credeți-mă, înainte nu era nici acel grup, nu se producea nici curent, nici atâția bani nu veneau de la guvern și iată că cu toate astea, la ora asta, deci putem spune că UATA este în insolvență. Acum, de ce vă spuneam mai înainte că facem o comparație între mediul privat, că tot am văzut astăzi în presă, că se spunea, domnul Slapciu e cu afacerile, cu fabricuțe, cu nu știu ce, e greu să ții 50 ceva de oameni, credeți-mă, în ziua de astăzi. Este foarte greu mediul privat. Acum, problema se pune altfel. Ce pățesc cei care ajung în situația asta ca mari și buni manageri în condițiile în care au avut atâția bani pe mână și nu li se întâmplă nimic? Adică pur și simplu poți să faci, m-au făcut de altfel și miniștri în țara asta 25 de ani. A zis că unul cumpăra cravate cu 5.000 de euro, ac de cravată, cu nu știu cât. Ei, oamenii ăștia au cheltuit niște bani și vreau să spun că la UATA Curtea de Conturi și-a făcut parte, eu zic că și-a făcut treaba. Adică diriginte de șantier să spună să nu faci plăți către diverse societăți și tu nu, domnule, te încăpățânești și le faci. Adică pui în funcțiune ceva fără un proces verbal de punere în funcțiune. Domnul profesor știe foarte bine ce spun și ar putea să ne explice mai bine despre lucrurile astea. Iată că managementul, și vă mai spun un lucru, gigacaloria la Motru este 160 de lei și după ce CEO a cerut insolvența acestei societăți, prin hotărâre de Consiliul Local, primăria a alocat vreo 14 lei la gigacalorie, a repede prin Consiliul Local am făcut-o 34 lei. Adică am ajuns aproape cu tot cu subvenția aia plus ce trebuie să plătească populația, aproape la 200 de lei, 2 milioane de lei pe gigacalorie. Iată că și cu acești bani am ajuns undeva și eu spun că este un management foarte, foarte slab, n-aș vrea să spun, și acum dacă tot mi-ați permis lucrul ăsta și îmi cer scuze că monopolizez puțin emisiunea, aș vrea să vă spun încă un lucru, că astăzi mi se reproșea că noi nu trebuie să ne băgăm în chestiuni de genul ăsta, pentru că nu știm noi ce se întâmplă în societăți de genul ăsta, capital integral al primării. Vreau să spun că domnul Cosmin astăzi îmi spunea la radio, domnule, nu știu, eu am angajat vreo 6 oameni în perioada asta, dar aș vrea să vă spun că din 2004 și până acum această direcție publică, și fac o paralelă așa, dintr-o parte între alta, să știți, a primit peste 1000 de miliarde. Deci, domnul profesor, 1000 de miliarde. Adică dacă noi, cei care stăm în municipiul Motru, avem încredere într-un băiat, cât o fi el de deștept, poate că e un manager foarte bun, și ne reproșează nouă, cei care ducem în piață, în mehe, din țândol și știți foarte bine ce spun, să iei banii pe o pâine, pe un frusec, pe o știu, pe orice altceva, muncind de dimineața și până seara. Vreau să spun, domnul Cosmin, că dumneata să aruncă în cont lunar 10 de miliarde. 10 de miliarde și nimeni nu te-a întrebat... Ba, da, am văzut Curtea de Conturi că ai facturat de la Direcția Publică Motru și până la Casa de Cultură care ți s-a dat pentru renovare, 1 miliard și ceva, și mai sunt o grămadă de bani și acolo, vreo încă 9 miliarde, 25 de milioane pe kilometru jumate. Cui s-a dat pentru renovare? Domnului Cosmin? Sau da, Direcției Publice. Și foarte bine că banii rămân în oraș. Dar banii ăștia puțin, că i-a mulți, s-au dus în altă parte. Mai sunt firme de prin Craiova, care acum sunt de altfel în instanță. Deci vreau să spun că nicio investiție la Motru n-a rămas cu repercursiuni. Deci toate investițiile au rămas. Baz, strandul ăla sunt în instanță vreo 5 miliarde TVA în condiții de că s-a semnat un contract pe fonduri europene. Ba, stația aia de purare a fost și aia până s-a dat drumul nu știu câte lucruri și câte au fost de capul ei. Și anumite lucruri care noi le spunem, și aș vrea să ne contrazică. Deci asta n-am înțeles. Dom'le, în atâția ani de zile n-a venit să spune, nu, dom'le, minți. Să vină cineva să spune, da, dom'le, drept la replică, dom'le, dumneata minți. Nimeni n-a venit. Am văzut la poarta ale Curții de Conturi care mie mi-au dat, nu știu, frisoane, ca să nu spun altfel. Începând cu piața centrală din Motru, unde și acolo o doamnă n-a ajuns în instanță și mai grav, știți ce este? Pentru că juriștii din primăria Motru nu sunt lăsați
să reprezinte primăria în instanță. Și cum adică spun, nu sunt lăsați? Cine nu sunt lăsați în anumite procese care probabil au un interes de o altă natură. Nu sunt lăsați și vă fac dovada, am făcut o dovadă. Au fost la un proces în care eu n-am reușit după 10 luni de zile să mi se elibereze o hotărâre de Consiliu Local. A trebuit să... Deci de 2 ani mă jude pentru o hotărâre de Consiliu Local. Au încălcat flagrant legea 215, dar nimeni nu o să le facă nimic, vă garantez. Cu toate că am încredere în instituții și oameni care le conduc. Și iată că atâtea probleme, nu mai spun și de terenul, că n-are rost pentru că devin deja plictisit. Tor și n-are rost. Puse banca comercială, cinematograful, pus în posesia unor tătăi. Haideți să revenim, că nu sunt lăsați să-și facă treaba. Să-și facă treaba. Iată că am avut dreptate și v-am spus încă o dată, n-aș fi vrut să am dreptate. S-a întâmplat cu OATA. Deci, la urma urmei, nu știu ce s-a întâmplat cu acest oraș. Am spus-o de mult că este în insolvență și că urmează și falimentul municipiului Motru. Nimeni nu m-a crezut, dar 3.000 de locuri le-am pierdut de muncă. Tinerii deja au plecat, am moltenizat și Timișoara și Banatul și nu mai știu ce am moltenizat. Și am rămas undeva în municipiul Motru și, sincer vă spun, orașul Motru este trist. Faptul că prin bugetul local alocăm anumite sume de bani pentru o friptură și un pahar de suc, pentru o ciorbă, domnule, nu zice nimeni că nu este bine, dar să știți că beneficiarii acestor sucuri sau fripturi sunt aceiași. Deci, aceleași persoane. Le plimbăm cu microbuzul, cu autobuzul, peste tot, dar iată că problemele reale sunt unele destul de grave și mi-aș dori ca oamenii ăștia să înțeleagă în ceasul al 12-lea să lase, nu pe mine. Nu, că eu nu mi-am spus, doamne, vin la primăria municipiului Mătru, pentru că primăria municipiului Mătru are vreo 100 de miliarde de datorie și tot prin Consiliul Local acum, până în 2012, ce au făcut? N-au putut să-l plătească, că dacă puteau, plăteau, da? Aveau până în 2017 creditul și l-au negociat până în 2022. Și o minciună foarte, foarte mare, și aș vrea să le spun motrenilor, au spus că au făcut ștrandul din acești bani, nu. Primăria Motru a avut 2% parte de cofinanțare, nu mai mult de 2%. Deci, mă bucur că există acest Facebook, mă bucur că televiziunile au ajuns și la Motru și oamenii din Motru au început să prindă curaj și văd realitățile care sunt în municipiul Motru. Îmi cer scuze că chiar am monopolizat emisiunea. Cum este cu această insolvență? Ce înseamnă până la urmă? Păi, până la urmă e un management prost la nivelul primăriei. Nici eu n-am o prea mare apreciere pentru primarul Hanu. Eu cred că el este depășit. De ce spuneți că este depășit? Uneori un comportament așa de funcționar din anii 60-70 și atât și nimic mai mult. La problemele pe care le are Motru, pentru că are destul de multe probleme economico-financiare, sociale mai ales, cred că ar trebui o minte mai luminată. Acum trebuie să fim cinstiți că, din păcate, nici opoziția n-a oferit alternative pentru a-l bate pe Hanu, așa încât nici nu este unită, nici n-au alternative și uite, așa ne ducem cu aceiași oameni și la orașele mari și la județ. Da, domnul Hanu a avut o declarație în urmă cu puțin timp că nu va mai candida pentru un nou mandat. Cred că a fost așa de ochii opiniei publice să zică, hai domnule, știi, mai du-te un mandat, te rugăm noi. Da, nu. Că a apărut imediat speculația acum că ar putea să candideze la Motru primarul comunei Cătunele, domnul Florin Nelțuilă. Am înțeles că și domnul nu va candida, fiind fraț de cruce, parcă de ceva de genul ăsta. Deci nu se bagă peste domnul Hanu. Și acum și domnul, n-am nimic personal, dar nu știu ce partid mai este domnul primar din Cătune. Păi tot la PSD din câte știu. Da? A fost la PC. Partidul Conservator momentan, dacă nu vor face alianță cu PSD-ul, va trece la PSD. Chiar a avut o declarație la Tele3 în care a spus treaba aceasta. Eu cred că la PSD este de mult. Sunt foarte mulți primari trecuți la PSD, doar că au rămas cu sigla. Știți, dar e la revers întors. Nu, ei se vor duce în alegeri la partidul mare. Chiar a declarat public că va trece la PSD să candideze pentru nou mandat la Cătunele. Noi n-am săturat de PSD în Motru, să știți. Da, pare destul de gravă situația acolo la dumneavoastră. Da, dacă sunt adevărate toate informațiile. Nu, deci eu n-am niciun motiv să
mint, pentru că vă dați seama, oamenii din Motru altfel m-ar taxa urât de tot să spun anumite lucruri și să știți că nici n-au fost informați de-a lungul timpului. Probleme au tot fost, probleme le-au relatat și cei din presă și să știți că puțini ziariști care au curaj, că și în presă sunt ca și în politică, ca și în orice domeniu de activitate, ziariști și ziariști, dar iată că au avut curaj și au spus ceea ce se întâmplă. Și în municipiul Motru, și în alte orașe, și în comune, să știți că probleme nu doar de municipiul Motru sunt. Am văzut probleme până la Turceni, în toate comunele. Am ieșit, am stat de oră cu oamenii de domnule, în spate am pământul, mi l-a luat primarul cu tot, și cu pădure și cu tot. Dar fiind mai mici comunitățile, deci sunt probleme peste tot. E, nu sunt așa de multe probleme, mai ales sociale. Da. La Motru. E un oraș mineresc care a căzut din punct de vedere al locurilor de muncă. Ei au fost obișnuiți să conducă, să le vină bani cu grămada din minerit, vin din ce în ce mai puțini. N-au avut o strategie, nimeni nici nu i-au gestionat corespunzător și pe de altă parte n-au gândit absolut niciun fel de alte investiții și atunci sigur că în contextul ăsta încep să dea din colț în colț, să miră și ei ce se întâmplă. Da. Păi, cu deficit de anul trecut de 150 de miliarde, la buget 150 de miliarde, adică nu discutăm de 3-4 miliarde. Deci deficitul 100, acesta e anul trecut. Da, 150 de miliarde. Nu știu, la urmă urmei cetățenii vor hotărâ, votul le aparține. Noi nu facem decât să expunem anumite lucruri, avem și câteva soluții, pentru că altfel n-am putea să venim în fața lor, să spunem doar ce se întâmplă, numai lucrurile toate sunt negative. Nu, mai sunt și lucruri care s-au făcut. S-au făcut anumite străzi, s-au făcut anumite parcări, s-au făcut acel ștran, cu toate că e zgâldan, s-au mai făcut o stație de epurare, încă mai aducem gunoi la groapa ecologică la Târgu Jiu, s-au mai făcut și anumite lucruri. Sportul, că asta este... Sportul ăsta aproape s-a desfințat. Se reabilitează Casa de Cultură? Casa de Cultură a fost reabilitată. Haideți să vă spun un lucru. Sindicatele din municipiul Motru au avut o Casa de Cultură, vă spun, super reabilitată. Dotări interioare. Păi vă spun, sala de conferință din Casa Sindicatelor, care de fapt acum, pe care de fapt a luat-o primăria, este cea mai performantă pe care am văzut eu până acum. Deci în interior sala arăta foarte bine, scaune, tapizate. Că s-au mai spart câteva conducte acolo și facem atâta vâlvă pe la subsol. Da. Și s-au alocat vreo 11 miliarde și pentru Casa de Cultură, să știți. Nu am înțeles. O să continuăm discuția, mai luăm o scurtă pauză de publicitate însă. Școala este etapa de care depinde cariera ta. Universitatea Constantin Brâncuș se ocupă de viitorul tău profesional. Alege una din facultățile noastre. Facultatea de Inginerie. Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor. Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Programe de masterat la toate facultățile universității. Colegiul Universității Constantin Brâncuș scoate la concurs locuri pentru diverse calificări profesionale. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere. Adevăratele răspunsuri se regăsesc în cele mai mici detalii. Cum poți fi mai rapid și în același timp mai sigur cu un motoferăstru Husqvarna? Vorbim despre micile detalii, atent concepute. Husqvarna, ready when you are. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de toamnă 2015. Discounturi la toată gama de motoferăstraie, dar și cadouri consistente la anumite tipuri de produse. 10% reducere la orice șină de ghidaj sau lanț Oregon la toate mărcile de motoferăstraie, iar pentru vremea de iernat, oferte la frezele de zăpadă. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Ați văzut emisiunea seară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum corectăm separat.
Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te pregătește pentru o carieră de viitor. Asistent medical generalist, 60 de locuri. Asistent medical de farmacie, 60 de locuri. Asistent medical laborator clinic și anatomie patologică, 30 de locuri. Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, 30 de locuri. Tehnician transporturi interne și internaționale, 30 de locuri. Menționăm că practica de specialitate se efectuează în municipiul Motru la instituțiile de profil, Spitalul Municipal Motru, farmacii, agenți economici. Informații la 0253 410 470 sau 0755 142 735. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te așteaptă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate, 350 de euro pe an. Masterat, modul pedagogic, 400 euro pe an. Doctorat, 800-900 euro pe an. ULIM prelungește perioada înscrierilor prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță. Psihologie, asistență socială și științe ale educației, științe economice, drept, informatică și inginerie, silvicultură și ecologie, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Diplomele sunt recunoscute în România, precum și în toate statele semnatare ale Convenției Internaționale de la Lisabona și Bolonia. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, LAULIM, Târgu Jiu, Strada Eroilor, numărul 6. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, pleci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 109. 94, telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale.
Petrece cele mai frumoase clipe la Hotel Sara, un loc cum nu-i altul în Gorj te așteaptă să te relaxezi, indiferent dacă vii pentru întâlniri de afaceri, tratament cu ape termale, masaj, saună sau petrecerea timpului liber. La Hotel Sara vă bucurați de tot confortul și toată ospitalitatea unei gazde deosebite. De asemenea, locul este alegerea perfectă pentru evenimente ca nunți, botezuri, aniversări sau petreceri private. Hotel Sara Țicleni, primitor ca întotdeauna. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Revenit dilemele zilei, Pantelimon Manta, domnul Aurel Slapciu. Am discutat puțin mai devreme despre faptul că UAT a intrat în insolvență. Domnule Slapciu, și UEF Mutru, probleme mari de tot, din câte știu, acolo. Nu, vedeți, acum putea domnul Dragnea, iar mi-ați întins mingea la fileu, să vină la Mutru, că ni s-a închis și uzina de reparații, în condițiile în care în 2004 domnul Ponta a venit acolo și le spunea oamenilor: domne, cât voi fi eu deputat, nu se va închide niciodată această uzină. Iată că s-a închis vreo 2 ani, cred că. Deci tot minciuni din astea politice. Normal, UEF n-ar trebui să se închidă. Sincer, n-ar trebui. Chiar dacă Ilie Petrescu e acolo director la UEF, domne, asta e, știți, ar trebui să oamenii să-și, au plecat o parte din ei, ar trebui să revină, pentru că acum. Și foarte bine ce eu am înțeles că este pe profit și cred că ar fi de lucru și pentru acești oameni. Acum, chiar vorbim la modul cel mai serios, nu trebuie să-și pierdă locurile de muncă și așa am pierdut foarte multe locuri de muncă. Da, am ajuns să discutăm despre municipiul Mutru vis-a-vis de sondajul prezentat de domnul președinte Dan Ilie Morec. Ați văzut, bănuiesc, domnule Manta, principalele rezultate. Cum îl comentați? Cum îl vedeți? Sigur, în ce privește situația pe primul loc al Morega, cred că e și un aspect subiectiv, cine împarte parte își face. Dar pe de altă parte, sigur că, hai să zicem că nu este șoc sau nu este foarte, foarte departe chiar de realitate, pentru că în mod inerent asistăm la o cădere a actualului președinte în exercițiu al Consiliului Județean Ion Călinoiu și prin prisma faptului că deja are 5 mandate, lumea vrea și alte figuri. Sigur, e greu, înțeleg, cei care sunt pe astfel de funcții nu prea se lasă duși. Pe de altă parte, nici rezultatele n-au fost ieșite din comun. Și peste toate acestea și problema cu incompatibilitatea pe care a gestionat-o foarte prost. Și atunci sigur că o cădere în sondaje a avut. La Consiliul Județean ne va fi foarte greu PNL-ului să batem PSD-ul, pentru că din păcate este un județ aproape monocolor de 25 de ani. Și lucru care îi ajută foarte, foarte mult, au primari și viceprimari. Mulți au consilieri. Aproape 3/4 din structurile politice și administrative ale județului sunt controlate de PSD-ul și prin această prismă va fi greu. Mai e și județul tradițional cu această orientare spre stânga
Și de ce să nu recunosc, nici noi, PNL-ul, nu suntem foarte bine organizați. Adică, iată niște cauze și obiective și subiective care, din nefericire, pot oferi în continuare o șansă PSD-ului și o neșansă județului de a schimba măcar în al 12-lea ceas conducerea județului. Poate încerca să fiți mai sperăm. Bine organizați în perioada Noi sperăm următoare. Și la municipiu și la județ. Sigur, speranța este într-o schimbare la nivel de țară, de opțiune politică și sperăm să întâmple și la Gorj. Mai sperăm să realizeze și oamenii un lucru esențial, anume că nu poți să mergi la infinit cu aceleași figuri politice care n-au arătat mare lucru, dar în același timp, iarăși recunosc, trebuie să ne uităm și în propria ogradă. Și... Dar de ce nu sunteți bine organizați? Când se va face organizarea mai bună la PNL? Păi a fost această situație ibridă cu PDL-ul și ca stare de drept și ca stare de fapt. E greu de compatibilizat. Dacă o părea absolut personală, cred că ar fi fost mult mai benefic să meargă fiecare pe drumul lui și să facă o alianță de guvernare. Era mult, infinit mai bine. Puteau trage voturi și dintr-o parte și din alta și nu cred că erau nici atâtea situații de competiție. Uneori văd competiția mai acerbă între noi decât, în afară, decât dușmanul comun PSD-ul. Asta e realitatea, pentru că, na, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, nu? Da. Asta e situația și politică și administrativă. Râdem, dar nu e o situație bună la PNL. Nu e evident că nu e. Eu o recunosc. A fost Dian Popescu care a decimat ca imagine politică și publică PNL-ul. După părerea mea, a fost cel mai slab președinte al PNL-ului din toate timpurile. Și după aceea a venit un reprezentant trimis de la București, care, sincer să fiu, mie mi-e un simpatic și cred că a jucat cât a putut în echilibru ca să cât de cât să gestioneze. Exact, să gestioneze și să nu nască conflicte. Din punctul ăsta de vedere a reușit, dar totuși Barbu vine de la București și nu poate să fie în continuu aici. De aceea, repet, a avut partea bună această numire, în sensul că cât de cât a apropiat cele două tabere care erau pe punctul de a se sfâșia, probabil asta și fost optica politică. Eu am vorbit cu Atanasiu și aceasta a fost logica. O știam cu două săptămâni de zile înainte de a-l numi pe Barbu. Decizia era deja luată în sensul ăsta și sincer am salutat-o pentru că era atunci, la momentul ăla, singura viabilă. Acum, sigur, nu știu în ce măsură Barbu se va lega de Gor, să zicem, cu o candidatură, că atunci ar fi mai prezent. Alminteri e greu de crezut că va putea gestiona de la București problemele, care și așa sunt sensibile vis-a-vis de competiția aceasta internă de candidaturi între PNL și PSD, și PNL și PDL. Uitați-vă ce se întâmplă la nivelul municipiului, când, iată, ar trebui, în mod normal, ar trebui să avem un candidat anunțat și la... Bine, nu-l are nici municipiul, că și Cârciumaru stă așa în expectativă, iar ei nu aruncă un altul pe piață.
Dar Crăciumarul până la urmă vine dintr-o poziție extrem de avantajoasă. La dumneavoastră trebuie anunțat din timp. Adică... Exact, pentru că are guvernarea și poate lua decizii care pot să-l avantajeze. Și a și luat, să și vede lucrul ăsta. Se vede că se mișcă în Târgu Jiu, se mișcă electoral. Din punctul ăsta de vedere, Crăciumarul joacă bine. Nu poți să-i negi meritele din punctul acesta de vedere. Evident că astea nu sunt merite, cu ghilimele, că până la urmă sunt, își creează avantaje politice cu banii publici și, că, și prin prisma asta sunt cei dezavantaj ceilalți contracandidați. Dar evident că sperăm să venim cu o candidatură bună care să spună ceva. Și care s-o anunțați cât mai repede. Da, mai ales că la nivelul municipiului există, după părerea mea, față de județ, realmente o dorință de schimbare. O simt, oamenii sunt mai bine informați, mai bine avizați și doresc schimbarea. Un alt eveniment, domnule Slapciu, protestul de la Bălești. Probabil știți despre ce este da, vorba, și cunosc 20-30 de cunosc mașini. Pentru că am citit în preză și am văzut odată și la televizor. Da, am văzut primarul, nu știu, domn Paicu, cred că Aristia Paicu. Da? Chiar ne acuza. Este unul dintre cei mai longevi primari. Da. Înseamnă că a făcut sport de performanță și să fie sănătos. Ideea este că tot ne-a acuzat dumnealui că am fi participat în Mișcarea Populară la acel protest. Nu, nici cred că astăzi în presa de astăzi s-a dezmințit lucrul ăsta și chiar oameni din zonă au spus că n-am participat la așa ceva și credeți-mă, niciodată nu o să participăm la lucruri de genul ăsta. Mai bine le spunem înainte, vedeți că și noi suntem prezenți acolo. Ce ne-ar fi spus? Adică nu ne făcea nimeni nimic dacă ne anunțam prezența. Uite, domnule, veniți să arătăm cum arată acea porțiune de drum care, de altfel, nu e singura, să știți. Drumul din satul Rasova, e făcut praf. Este făcut praf, să știți că mai sunt comune în care primarul și-a asfaltat drumul până în poarta casei și restul nu mai interesează de cum oamenii care trăiesc în comunitatea respectivă. Nu, deci în privința asta n-am participat și nu o să participăm niciodată pe șustache, ca să spun așa, într-un, să vorbesc mai plastic. Dar cum vedeți că oamenii de acolo au luat atitudine? Adică s-au foarte bine că au luat atitudine, pe... pentru că noi ne-am învățat să stăm așa, după claia de coceni, știți? Orice s-ar întâmpla, stăm, nu ne scoate nimeni în stradă. Păi, dar bulgarii ce au făcut? Ați văzut? Tinerii au intrat, nu vreau să spun că e bine și aici au, dar au spus. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu firmele foarte importante în domeniul energiei. I-au scos frumos afară din țară, ce se întâmplă și în Ungaria. Adică nu poți să stăm așa, să te aplaudăm că ești longeviv și că, vezi, doamna ta, trebuie să te naști primar și trebuie să vorbești, să te duci pe lumea altă când te vei duce, când te vei timpul tău primar. Pentru că la noi s-a până, adică știți că erau pe timpul ce au zis, eu la PECO, copilul tău la PECO trebuie să fie. Sau eu sunt ospătar, copilul tău tot ospătar trebuie să fie, nu? Să moștenire. Da, și asta e, s-a întâmplat, e foarte bine că e un semnal de alarmă și așa trebuie să facă toți oamenii care trăiesc în mediul respectiv. Pentru că sunt foarte multe comune, sunt foarte multe, eu știu, drumuri care au un aspect mult mai degradant decât ăla. Ar deci, trebui și în alte comune să și în alte comune să pună piciorul în prag, pentru că își distrug mașinile, să știți că aproape toate comunele dețin utilaje din astea, cel puțin care pot să, nu știu, pot să pună piatră, pot să multifuncționale. Da, deci din păcate lucrează în particular, să știți, aceste utilaje. Îi mai vezi pe la câte unul pe la altul, chiar cu tot cu oamenii care deservesc utilajele respective. Și acolo am înțeles că e vorba de un proiect, dacă este vorba de un proiect, da, am auzit primarul să spună că va continua cu asfaltarea. Nu, păi primarul a fugit, domnul viceprimar. Păi dacă e longeviv, de asta și fugit. A fugit din instituție, păi, râdem, la vieții oamenii, da, așteptau o explicație. Oamenii așteptau o explicație, băi, și... când te apuci de treabă, la urma urmei, nu? Adică... Decent ar fi ca primarul să nu mai candideze, dar nu vedeți că... Păi nu, v-a spus că mă vrea să mai candideze uneori, pentru un mandat. Uneori oamenii se așează pe un scaun... Se lipește scaunul. Se lipește scaunul, domnule, de fundul lor și nu... Dar rău nu este dacă nu mai pleacă, lipește. Pleacă cu scaun cu tot, dacă se duc la WC-ul... V-a spus întrebarea, domn profesor, că la masă, unii dintre ei lipesc scaunul de fund pentru problemele care lasă numai și vine cineva și mai... Gâdilă puțin pe acolo prin documente și găsesc anumite probleme care nu sunt așa corecte. Eu așa îmi pun întrebarea, pentru altfel, să fie sănătos, să mănânce pensia, să trăiască precum suedezii. Ați văzut
bătrânii în Suedia trăiesc la 4-5 stele. Așa tristească și bătrânii noștri în România. Dar din păcate, țara noastră nu e atât de prosperă, deși ar trebui să fie, să știți. Da, are dreptate domnul Manta, elegant ar fi să nu mai candideze domnul primar, n-am spus, dar am zis că... nu e interzis, nu poate să mai candideze. Cum să nu? Tot legea asta Batovina, vedeți? Vedeți, e, nu. Două mandate erau suficiente. Da, absolut, și eu am spus-o. Limitarea numărului de mandate, domnule, americanii n-au fost nebuni când au pus piciorul în prag și au spus un președinte, maxim două mandate. Au avut un singur președinte în al doilea război mondial care a avut în al treilea mandat, a și murit pe scaunul de președinte Roosevelt, dar atât, a fost singura dată în istoria Americii când s-au bătut de la regulă. Două mandate este mai mult decât suficient. Poate peste cap trei mandate, dar unii stau de 5-6 mandate. Mandat special trebuie să numească. Și știți de ce nu-i bine? Pentru că unii dintre ei își fac structuri. Și le-au făcut din primul mandat. Exact, cu care influențează votul și deturnează votul. Deci, repet, ei votul popular îl deturnează. Știu fiecare căsuță și câți oameni sunt. Exact, cu structuri, cu oameni pe care îi trimit. Noaptea devin lilieci așa peste noapte, da, și dimineața, da, dorm liniștiți până știu. Și atunci primarul. Cred că două, maxim trei mandate ar fi mai mult decât suficient. Că ei nu pricep. Ei nu pricep, să ne înțelegem. De aceea trebuie să intervină, după părerea mea, legiuitorul și să limiteze numărul acesta de mandate. Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în această seară. Vă așteptăm și la o altă emisiune. Punem punct aici ediției de astăzi. Dilemele zilei. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție. Avem timp pentru toate. Să dormim.